Bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre ce se mai întâmplă în localitatea Gălățeană Liești. Invitatul meu este primarul din Liești, domnul Iulian Boț. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara. Haideți să începem cu un subiect pe care îl propun eu. Am fost de curând la Tecuci, acum în weekendul trecut, și am văzut că pe partea dreaptă, când vii dinspre Hanu spre Liești, să scuteau buturugile alea, cioatele din pământ. Nu mai aveți lemne de foc sau ce se întâmplă acolo? Nu. Acolo, în zona respectivă, după cum se poate bine observa, pe partea opusă deja avem o alee pietonală cu iluminat public și totuși unde am amenajat acum, deci am scos cioatele, pentru că întotdeauna aveam, creștea odată cu primăvara și vara, creșteau acei... Tăiați cu buturuia, au fost tăiați, de ieșeau lăstari, scos, am, da, creșteau lăstari și totodată o grămadă de buruieni, care erau o notă discordantă față de păi partea crește, poate că mai acum cimentul până la am scos cioatele, îndreptăm terenul, dăm cu erbicid să nu mai crească bălăriile și vom amenaja, avem în plan să amenajăm și pe acolo o alee, dar totuși să vedem dacă ne dă voie, obținem avizul de la apă canal, pentru că acolo trece magistrala care duce apă de la Salcea și de la... Am înțeles, deci este conduct de aducțiune. Este conduct de aducțiune pentru galați, păi de ce, apă potabilă. Puneți în pericol dacă puneți un trotuar acolo? Sau? Așteptăm să vedem ce ne spun specialiștii de la apă canal. Lasă, ce ați nu observat, punem, că... punem în pericol când merg pietonii. Problema este când se fac lucrările. S-a dar dacă sunt, noi când mergem cu proiectul și arătăm, nu ajungem, nu deranjăm acea conductă, cred că da, vom, că obține, de lat, vom obține un aviz favorabil. Nu este de biciclete, să spui. Păi nu, pistă... nu are 2 metri, dar 1 metru 20, cam 1 metru 20. Pe partea lată e și pistă de bicicletă, nu? Sau e pistă de bicicletă? Pe... Este alee pietonală și pistă de bicicletă. Deci aveți... Da. La, ce fac? Faceți turism acum între Gala... Domnul Jașcu, dar ieși să fie frumos. Vrem să fie frumos. Cum am început și am mai și zis cu... altă ocazie, când am venit la dumneavoastră, intrarea în comuna Liești, acolo, în zona la pădure, e, când veneai noaptea, era parcă intrai pe lumea cealaltă, era pustiu, păi, întuneric. Acum am făcut acea alee pietonală, am făcut iluminatul public, la fel vrem să facem și funcțional, pentru că eu și partea când am trecut, dar este funcțional. Am trecut, dar nu mai știu când era... Erau niște cabluri pe acolo, nu erau legate, cred că. Da, este funcțional. De, este deci funcțional. Și astea sunt pe LED? 2 ani de zile. Pe LED sau? Da, pe LED. Sunt pe LED. Dacă am spus lumina cu LED în pădure, deja... În continuare de la această alee din pădure, acum suntem și facem, rezolvăm de ieri. Am început să turnăm și stratul de asfalt la pistele de bicicletă. Să creăm acele condiții, că ați văzut, chiar mă uitam dimineața, am văzut în județul Timiș, o localitate unde copiii veneau la școală cu bicicletele și erau întrebați copiii de ce vin cu biciclete și spuneau că suntem la distanță și decât să venim pe jos să ne trezim mai de dimineață, da, venim cu bicicletele și totodată este și o... Dar merg leieștenii pe bicicletă, că eu am văzut că este un pic de merg trafic. Leieștenii, merg pe bicicletă și iar leieștenii merg și pe jos. Chiar seara, când dăm drumul la lumini... Păi dacă creștea să duce omul la drumurile din Liești, pe drumurile din Liești este circulație, se merge la pas, se face mișcare de către populație. Bun, dacă în pădure ați rezolvat cu iluminatul public, data trecută când ne-am întâlnit am vorbit despre iluminatul public din localitate, din Liești. Știu că aveți niște lămpi LED-uri și voiați să puneți un sistem inteligent care să diminueze cumva intensitatea fluxului. Da, domnul Jașcu, avem două proiecte semnate prin fondul de mediu pentru a schimba în proporție de 75% toate lămpile din comună, dar vedeți dumneavoastră vechea problemă și meteahnă românească. Când vrei să faci ceva, se găsește un binevoitor care să
încerce să te stopeze. A fost o am fost contestați. Da. De vreo jumătate de an am câștigat procesul săptămâna trecută la curtea de a, nu la tribunal la Galați, deci este decizie definitivă și revocabilă. Reluăm procedura de unde ne-am luat, de unde ne-am oprit. Dar v-a întârziat. Ne-a întârziat. Bun, înainte să fac o paranteză. Noi am mai discutat de-a lungul timpului. Ce se întâmplă cu cineva care contestă nefondat? O... Nu poți să știi nimic, domnul Jașcu. Păi asta e problema. Adică deci el depune o garanție. Da. Dar după că îi se rezolvă favorabil sau nefavorabil, garanția păi nu, adică este returnată. Trebui... Dar dacă ar trebui... Băi, frate, cât costă valoarea investiției la Liege? 2 milioane, adică 20 de miliarde. Da. Ia vină tu garanții 10 miliarde și dacă ai pierdut, banii rămân aici. Păi asta e șmecheria. Atunci s-ar descuraja adică, că am văzut acești... Că se practică... Domnul Jașcu, dar cum vă... cum spuneți dumneavoastră, cum vi se pare chestia să te conteste o firmă da. Care nu a participat la licitație? O firmă din Dâmbovița. Păi de ce să accepte chestii contestație? Sau tot pentru așa? Că noi... cu firma care ne-a făcut proiectul, este o firmă din Iași, pe unde, la toate primăriile pe unde au făcut proiecte aceștia din Iași, această firmă din Dâmbovița i-a contestat și pe același subiect au pierdut cei din Dâmbovița întotdeauna. Nu știu, aici ar trebui totuși găsit. Domnule, asta este rea voință, vă spun clar. Păi aveți ce aveți între voi agenții economici, dar ce aveți cu noi? Poate să fie altceva. Din ce am prins eu așa mici tertipuri folosite de anumite firme, tipic românește e treaba asta, pentru că românul e inventiv. De exemplu, vine o firmă care nu are capacitate de a, nu știu, asigura lumina, să construiască de la zero iluminatul public în Liești. Bun. Vine o firmă care poate, firma asta care nu poate, contestă. Și se duce, apoi și spune, dom'le, vrei să retrag contestația, așa? Dă-mi și mie o bucățică, să spun și eu trei becuri acolo. Adică o mică chestie. Păi, domnul Jașcu, păi, ceea ce spuneți dumneavoastră, asta. Noi la Liești nu am întâmpinat asemenea. Am înțeles, e posibil cază, dar... și să fie și o treabă de asta. Eu nu înțeleg de ce ai contestat cineva. Cum spuneți cineva. Dumneavoastră? O fi. Păi, să se întâmple de dedesubturi. Se vorbește, da. Or fi de dedesubturi. Dar problema este că această firmă nu a participat la licitații. Păi totuși, cum mi se acceptă contestația? Întreb și eu. Contestație. Da. Păi nu e normal să face dai contestație, voie. Deci această firmă nici nu a participat la licitație. Și vă dați seama că noi suntem... drumul acum la iluminat. Îl faceți? Dăm sau? Drumul la iluminat. Mai avem iluminatul 2, iar tot cu valoare de 2 milioane. Iar acum, pentru această 25%, noi l-am mai schimbat... Acum vreo 4 ani am mai schimbat, sau 6 ani, am mai schimbat un rând de lămpi. Da. Aceste lămpi pe care noi le punem acum sunt mai performante, sunt mai inteligente, cum ați spus și dumneavoastră, pentru că noi avem consumul mai mic, cum v-am mai și explicat, datorită faptului că noi prin telegestiune, de la o anumită oră, intensitatea luminoasă va adică fi mai mică, iar consumul va fi mai mic. Și scade intensitatea, da? Am încercat alte metode pentru a reduce cheltuiala cu energia aia electrică. Aia cu un stâlb, da? Sau? Nu mai un stâlb, da, și unul nu. Asta a fost o situație așa, tranzitorie, o situație de avarie, dar astă vară am oprit o lună curentul, noaptea, și era beznă. Și atunci, ca să nu oprim curentul noaptea, am mai întrerupt un stâlp da și unul nu. Dar acum, prin aceste două proiecte, va fi stâlp de stâlp, lampă de lampă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, suntem obligați de către ANRSC să instituim și o taxă pentru iluminat. Iar cetățeanul, când iai bani de iluminat și nu ia nici nu i-a prins becul în poartă, e problemă. Este o problemă. Să așa mulți bani sau se plătește mult? Taxa de iluminat nu ar fi este mare, dar bine, și un leu dacă e cetățeanului, cetățeanul vine și spune, băi, dar iar ați mai inventat o taxă. Păi da, trebuie să te înveți. Nu știu că pentru iluminat trebuie taxă, pentru gunoi trebuie taxă, pentru apă trebuie taxă, pentru câini, să strângi câinii fără stăpân trebuie taxă, adică totul se plătește. Bun, dacă vorbim despre, spuneați despre ce mai trebuie taxă pentru gunoi, pentru, știu că voia să faceți un centru de colectare selectiv, sau nu știu cum era, da? Voluntar, pardon. Centru voluntar. Colectare ce cu aport înseamnă treaba voluntar? Asta?
Domnul Jașu, am mai explicat, cetățeanul vine voluntar. Nu mergem noi să colectăm materialele reciclabile. Deci nu-i gunoi omenajer, da? Nu-i? Nu. Bun. Orice în afară de... Deci electrocasnice, textile, cauciucuri, plasticuri. Deci vine voluntar. Pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna să creez infrastructura și apoi să am pretenții la cetățeni. Pentru că în 2009, când am închis acele gropi de gunoi, a venit ca un... pentru mine ca o suliță. Pentru că toată lumea spunea, domnul primar, nu mai ducem gunoi aici, dar unde îl ducem? La Râpă, da, corect. Pentru că era atunci un haos și toată lumea trebuia să-și caute, să nu aveam servicii de salubrizare. Nu aveam... Ați luat mașină după aia de gunoi. Păi ulterior ne-am luat mașini, dar până ne-am luat mașini am închiriat și nu mi se dădea voie să închiriez, pentru că eu depășeam, că atunci atribuirea directă era de 15.000 de euro. Și depășeam 15.000 de euro, trebuia licitații, trebuia... Ești o localitate mare. Și până la urmă ne-am făcut noi serviciul de salubritate pe care îl avem și astăzi. Este o anomalie în continuare cu această taxă de salubrizare, pentru că este per persoană, iar noi unde plătim la tonă. Este o anomalie... Și cum ar trebui să fie ca să fie echitabil, în opinia noastră? Exact, fiecare tomberon să aibă un chip cu, să fie citit și să știe Ciprian Jașcu astăzi a dat 100 de kilograme de gunoi. Cât costă tona? Atât. Pentru asta tu atât trebuie să dai. Aha, deci eu dacă dau 10 kg azi sau păi domnul Jașcu, mâine, da. Dar sunt familii în componența cărora sunt mai multe persoane. A, poate au 4-5 copii, vor fi 7-8. Deci vă dați seama că am avut situații în care sunt 3 generații într-o curte. Venituri au doar bătrânii, pensionari, și restul trebuie să plătească impozitul la casă și la teren 150 lei sau 1,5 milioane, iar taxa la gunoi undeva la 900 de lei. Aoleu. Iar lumea vine și spune, domnule, pentru că acești bani se dau la primărie, confundă, spune, băi, dar ce-o crescut impozitele? Nu. Asta, deci, dacă s-ar putea și în viitor, când va fi la Ecoservă, va intra în funcțiune. Cu Valea Mărului sau ce? Cu Valea Mărului. Da. Să meargă cetățeanul să aibă posibilitatea să plătească, nu neapărat să vină la primărie, să emită un document, să se emită o factură, să meargă să o plătească la poștă, să o plătească la... Să nu mai confundăm. Să nu mai confundăm că este foarte, foarte greu, iar cetățeanul în momentul în care, vedeți dumneavoastră, an de an această taxă de gunoi, se reactualizează cu rata inflației. Anul acesta au crescut cu 13%. Bun, dar de ce nu 13% faceți campanii de informare a cetățeanului ca idei? Eu nu știu, aș face niște ațipiluri și pui pe pubelele când a scos-o la poartă. Banii dumneavoastră se duc acolo. Domnul Jașcu, am făcut. Eu știu dar că neieștenii sunt receptivi când le explici. Omul vine și spune, domnule, dar nu plătesc, dar pentru ce plătesc? Dar eu stau la bloc, eu trebuie să plătesc. Eu trebuie să dau gunoi. Nu am altceva, nu am ca la bloc. Eu trebuie să dau găinați de la găini, de la porc, măturătura de prin curte și iarba care o taie de marginea drumului și să-ți se umple tomberonă. Treptat, nu mai... Probabil, trebuie să scoatem, pentru că noi acum avem, tot suntem la acest capitol. Avem depus proiect, dar merg foarte greu, pentru că sunt multe proiecte, cei care le evaluează, evaluatorii sunt puțini. Avem toate șansele să câștigăm, să facem o platformă de gunoi de graș. Dacă dă Dumnezeu și platforma aia de gunoi de graș, o facem acolo, putem să punem și partea verde și tot, ca să nu mai... Faceți un compost după aia, un îngrășământ. Da, bineînțeles, un îngrășământ pe care îl vom da gratuit fermierilor să-l împrăștie pe... gratuit, o să aveți acolo nebunii. Pe pământ. Am înțeles, da. Și... Este greu și vă spun clar, uitați-vă că mai săptămâna trecută am văzut primarul și viceprimarul dintr-o localitate din Buzău reținuți. Deci au zis că, vedeți dumneavoastră, s-a dat o lege, o ordonanță în care nu ai voie să mai arzi gunoiul sau să-l îngropi, deci trebuie să-l... Da. Să-l reciclezi, și de reciclat, da. Și de dat la...
să mai da foc, să mai... Noi, la ora actuală, noi ducem gunoiul la vasul lui. Trebuie să-l descărcăm într-o parte, să-l mai luăm la mână, că dacă ducem la vasul lui, că cetățeanul mai pune și verdeață și toate astea, ne întoarce înapoi sau ne amendează la vasul lui. Și vedeți, deci una, două, găsești țapi spășitori. Primarul și viceprimarul sunt responsabili pentru curățenia comunei, îi face dosare penale. Da. Dar cel care aruncă nu îi se face dosare. Păi ăla trebuie să-l amendați noastră. Cu poliția păi și-l amendezi și nu plătește amenda. Păi, și ce-i face? Statul are mijloace. Ce-i face? Păi, domnul Jașcu, cum vii statul român și mă găsești doar pe mine și pe viceprimarul vinovat? Cu aceeași măsură fă și lua la care aruncă. Numai că acum doamnă să întoarceți din... Da. Noi am mai discutat acum câțiva ani și v-am întrebat câte amenzi ați dat la cei din Iești, că puneau și alte gunoi în afară de gunoi menajer, alte deșeuri. Domnul Jașcu. Și n-ați dat nicio amendă, pentru că a zis, domnule, omul încă nu știe, trebuie să fie... Domnul Jașcu, dar vi se pare dumneavoastră normal să-i dau o amendă la o bătrânică care nu a reciclat gunoi, care o mai pus. Dar știți cât e amenda? 2000 de lei. Cât are bătrâna aia pensie? Nu știu. 1000 de lei, eu știu cât avea. 700 de lei, 500, nu știu. Domnul Jașcu, de... Păi da, bătrânica să fie conștient, să aduce nepoții, mă băieți, și duc la centrul ăsta, cum îi spuneți, de apur voluntar. Dar nu-i problema, nu-i problema cu bătrânica. Da, sunt o grămadă de cetățeni certați cu legea, cum și prin Galați și prin alte comune. Da, zis numai la Iești. Dar v-am spus, sunt trei categorii, iar cea mai mare categorie vine și spune, dar nu plătesc, eu nu stau la bloc. Trebuie să-mi iei tot gunoi. Păi, românul are dreptate întotdeauna. Nu știți și când oprește poliția pe stradă și, domnule, eu îți plătesc salariul și m-am oprit să-mi dai amendă că am trecut pe roșu. Așa se întâmplă, asta e românul. Bun, deci centrul ăsta, că revenind la, am făcut eu o paranteză aici și cam mare, centrul ăsta cu apor voluntar, în ce stadiu este? Deci am semnat contractul. Da. Dăm ordinul de începere a lucrării și ne apucăm de treabă. Și veți acolo o platformă unde o platformă cu containere și plastic, cauciucul și tot așa. Păi, poate ne chemați la inaugurare să vedem acolo, le arătăm liniște. Doamne ajută, să ajungem sănătoși. Bun, eu mi-am mai notat pe aici câte ceva din proiectele dumneavoastră și vreau să știu cum mai stați. Fosta Casa Pionierilor. Cea care e pe dreapta înainte de Căminul Cultural. Da, acolo facem un centru comunitar integrat. Bun, stop, haideți să o luăm. Nu. Ce înseamnă centrul ăsta comunitar pentru lieșteni? Cu ce ajută? Acolo, în acel centru comunitar, venim în ajutorul persoanelor defavorizate. Persoanele care nu au asigurare medicală și nu beneficiază de acele consultații gratuite care sunt pe medicul familie, tot ce da. Plus, totodată, deci facem cabinete medicale, avem stomatologie, avem pediatrie, avem ginecologie, medicină generală. Bun. Și stomatologia, am spus. A spus, da. Bun. Deci, totodată... Ce are nevoie omul, să spunem. Exact, ce are nevoie omul. Și totodată avem și consilieri care să consilieze, pentru că avem, vedeți dumneavoastră, abandon școlar, violența domestică și tot vorbim. Da. Săptămâna trecută la Liești a fost o crimă. Deci o bătrânică de 80 de ani omorâtă de un cetățean de al nostru. Acel cetățean nu pot să-l numesc om, pentru că eu aveam o părere atât de bună despre el încât credeam că nici măcar el ăla nu știe să tai o găină. Așa de cumidic era. Și vedeți dumneavoastră s-a fost și... Deci trebuie să venim în ajutorul cetățenilor, trebuie să-i consiliem, trebuie să-i aducem pe... Bun, acolo, dacă vreau, te la Galați, de exemplu, sunt câteva centre de astea care funcționează non-stop. Dacă eu am de făcut o injecție și nu vreau să mă duc la urgențe, că stau acolo la triaj și o grămadă, mă duc la centrul ăsta, am bătut la ușă, am intrat, mi-am făcut domnul injecție Jașcu, nu este un centru de permanență. Deci nu este. Nu este un centru de permanență. Mă înțeles, întreb și eu că vreau are un program. Da. Un program de lucru și bine stabilit, scrie... care nu este un centru de permanență. Eu vă întreb... Centru de permanență sunt în alte localități. Este la Tudoru. Am înțeles. Bun, întrebare. Acum, ca idee. Faceți Casa Pionierilor, o transformați, mare centru, dispensar, ce vreți dumneavoastră. Medici. Aveți? Ați discutat cu medici. Care ar vrea să vină la Liești? Asta e mare problemă. La aceste centre de popor voluntar, cât și la centrele de permanență. Nu aveți persoană. La centrele de permanență, deci trebuie să vină medici și să facă gardă. Nu găsești. Păi vine a face navetă la Galați sau la Tecuci? Aici noi am zis, vor termina
medici tineri, noi le oferim un loc de muncă. Pentru că vedeți dumneavoastră în comuna Liești, când peste an și an doctorul Ienache îmbătrânește. Da. Deci noi vom avea o mare problemă când nu va mai fi doctorul Ienache. Căutați un alt doctor Ienache. Încet, încet venim și aducem alți. Chiar avem o fată din Liești care este medic de familie în Tudoru și am încheiat contract. Iar toate aceste cabinete pe care dumneavoastră le vedeți, noi trebuie să găsim medicul și medicul merge după aia să se autorizeze, să-și autorizeze cabinetul. Eu am autorizat, la DSP am autorizat clădirea. Am înțeles. După care urmează... Fiecare medic trebuie să se autorizeze. Adică este un drum lung, dar domnul Jașcu nu este... Bun. Nu mai am două întrebări, cred că trei. Dar două, să știți că sunt venite așa peste gard de la vecinii dumneavoastră din Fundeni, Anu Conache, cum vreți. Asta este. Am avut săptămâna trecută în emisiune un om de afaceri de acolo care dezvoltă o afacere la el în comună, nu vrea să plece, e patriot local, cum spune dumneavoastră, și spune, domnule... Are punct de lucru și la Liești. Mă rog, dacă el spunea că vrea să stea în zonă. Care eu am știu, văzut-o și eu. Și spune, și că, domnule, era nemulțumit de... calitatea unităților de învățământ, mă refer pe partea administrativă, cum sunt ele dotate școlile de acolo, și spunea că sunt oameni din Fundeni, din Hanu Conache, care și-au adus copiii la școală la Liești. Da, sunt mulți copii. Da? Eu am zis că nu le face o glumă așa, zic, adu-me, cum o să facă noi? Sunt și din Bucești, și din Ivești, și din Hanu, și asta? Din Tudor. Eu știu că ați făcut școli, adică acum nu o să mă ascund. Pentru că a fost de câte ori ați... Cât noi am investit în școli. Din 2008 am investit în școli. Dar nu numai infrastructura școlară este atractivă, cât și corpul didactic. Sunt profesori bine pregătiți. Dedicați, da, sunt profesori pregătiți. Sunt, și cred că mai mult partea asta îi atrage pentru că vin și spun, băi, mergem la Liești, că acolo găsim și o clădire bună și... Da, acum ai mai modernizat vreo școală acum în perioada asta? Da, școala 1. Școala 1, școala... A, asta unde școala era 1. La Bulaie, cea cu timbrele, nu? Da. La școala 1 va intra, sperăm că vom încheia contractul. Dar parcă nu. Pentru eu parcă am reabilitare acolo, nu? La școala 1 parcă... Nu, la școala 1 am făcut o sală de sport. A, așa. Era sală ceva și două săli de clasă. Cam mare sala de sport, zic eu, pentru școala aia, dar... Nu e mare, nimic. Așa mi s-a părut comparativ cu... Iar acum trebuie să intrăm în corpul clădirii să-l modernizăm. Dacă faceți cum ați făcut sala de sport, trebuie. Cred că o să iasă frumos. Să dea Dumnezeu să semnăm contractul și să ne apucăm de treabă. A doua problemă ridicată de domnul acesta din Hanu Conache, din Fundeni, mă rog, așa, e legată de paternitatea sărbătorii Salcâmului. Adică omul a zis, domnule, am văzut că la Liești se face sărbătoarea Salcâmului în fiecare an, oamenii se strâng în piață, domnule, dar sărbătoarea Salcâmului trebuie să facă la Fundeni, că pădurea cu Salcâmii la noi în curte aici. Acum, și nu luați-o ca pe glumă cumva, auziți, le-ați furat Salcâmii. Știți cum aici o chestiune, eu când am venit în Liești, o singură dată sau până a fi primar, s-a organizat o sărbătoare, o floare a Salcâmului în pădure la Liești. După care nu s-a mai organizat, era mai greu, până când am reînviat noi tradiția. Asta știu, că am reînviat tradiția. Da. Problema vine, spune, unde? Pădurea Hanu Conache, dar pădurea de la Hanu Conache este și pe teritoriul Liești. Ocolul silvic, ocolul silvic Hanu Conache este la Liești. Acolo exact unde facem noi floarea Salcâmului, la piață. Ocolul silvic, deci Hanu Conache nu are ocol silvic. Dar ocolul silvic Liești este ocolul silvic Hanu Conache Liești. Ați înțeles dumneavoastră? Bun, faceți... Paternitatea Florii Salcâmului este la Liești, domnul Rașcu. Deci Liești întotdeauna au organizat Floarea Salcâmului. Dacă ziceți asta, o organiza și anul ăsta? Sau? Da, bineînțeles. Când ultimul weekend din luna mai. 25, cred că pic. 25-26. După Constantin și Elena. Pentru că anul trecut am făcut-o mai înainte și am avut... Vă aduceți aminte, era mai rece, au venit ploile,
Da, a fost vremea să fie, păi întotdeauna să fie spre sfârșitul lunii mai este mai cald. Asta e și ultima întrebare. Noi nu facem politică în emisiunea asta pentru că este o emisiune administrativă și mi-am propus să nu facem politică pentru că oamenii sunt sătui. Dar am auzit de la Liești, eu un zvon, dumneavoastră mi-l confirmați sau infirmați, cum că vaca am ajuns. Așa, v-ați săturat să mai fiți primar și nu mai candidați acum. E adevărat, nu e adevărat? Adică zic, domnule, vreau să mă am făcut destul pentru Liești. Vreau să stau acasă, în hamac și să mă uit cum crește salcâmul. Am 4 mandate și întotdeauna, cam de la jumătatea fiecărui mandat, cam se... Apare zbon, da? Apare un zbon, dar și îți cam vine să stai și analizezi. Mai merg unul sau? Păi ce se merită sau nu se merită? De multe ori nu se merită, dar pentru că acum am foarte multe proiecte în derulare și proiecte pe care trebuie să le semnez, deci situația asta mă obligă, sunt proiectele mele, mă obligă să mai candidez o dată pe listele aceluiași partid. Deci, dragile ieșteni, mergem în continuare, stați liniștiți. Mă temeam că spuneți și partidul, că v-am spus că nu vreau să politizăm nimic. Acum, ca idee, o chestie, o întrebare care nu era pregătită, dar este o provocare în viața noastră de familie, meseria asta, spune de primar, adică vă afectează cumva viața de familie, pentru că trebuie să vă dedicați foarte mult comunității. Vă înțelege familia? Sacrificiile sunt întotdeauna. Sacrificii, familia ți este sacrificată. Vrei, nu vrei. Vrei, nu vrei. Dar... Și când eram la dispensar, eu plecam dimineața la 4:30 și ajungeam seara la 10. Deci mă duceam și pupam fetele prin somn. Vă dați seama. Bine că deci sacrificiile sunt, dar în momentul în care vezi că rămâne ceva din urma ta, atunci treci mai ușor peste el. Treci mai ușor și ai o senzație de mulțumire. Și știți cum? Da. După 4 mandate de primar, îți cam intră în sânge acest microb și... E ca un perpetuum mobile. Bine, că nu poți. Haideți să fim conștienți. Mai văd anumiți colegi care spun primar ales pe viață. Devine o saturație atât din partea ta, ca și individ, cât și din partea celorlalți. Știți cum vine și spune, băi, ia băi, să mai vedeam și pe altul. Vedeți, mă, și pe altul. Dar continuăm discuția. Candidez și cu siguranță mi ajută Dumnezeu și să le duc la capăt și să ne vedem și în mandatul viitor la aceste emisiuni, să informăm cetățenii și asta e cel mai important. Să fie pace pe pământ în primul și în primul rând, domnul Jașcu, că vedeți ce vremuri turlul trăim. Continuăm discuția într-o altă emisiune, am depășit deja timpul alocat emisiunii. Mulțumesc pentru prezentarea. Și vă mulțumesc. Cam atât pentru astăzi, rămâneți pe TV. Grație.